A fost un antrenor exigent sau foarte exigent? Nu știu, nu pot să spun cum sunt. Foștii jucători ai mei trebuie să spună, dar îți dau un exemplu. Daniel Pancu, când m-am dus în 2000, odată, de atunci, în 2001, că era meciul cu PSG-ul, aveam un exercițiu cu corzile elastice. Și Pancu făcea, bă, eu n-am mai făcut, n-am sărit coarda niciodată cu corzile. Dane, i-am zis, dacă faci tot programul de pregătire în Poiana Brașov, sunt convins că joci în echipa națională. Ba, bă, Neabion, n-auzi. Deci, rupete și tu odată de chestiile astea care nu-ți plac. Încurajează-te și încearcă să crezi că poți să le faci. A făcut tot programul, n-a lipsit un antrenament. Deci, tot programul. În momentul ăla, la echipa națională era Enci, era Pancu, era Răzvan Raț și era Daniel Chiriță. Deci erau patru jucători. Cam de mult nu mai avut Rapidul patru jucători convocați odată la echipa națională. Deci erau jucători la meci, ghinionul lui și al nostru, că tot în campionatul la 2001. A fost meciul cu Ucraina, cred că vă aduceți aminte, cu 4-0. A dat Dorinel Munteanu primul gol, făcut de Pancu, a dat Pancu două goluri și la ultima fază a vrut să dea o scăriță, s-a oprit brusc, i-a plecat piciorul și a făcut o ruptură musculară. Pancu, dar a fost cel mai bun, a fost peste Mutu. Deci, în momentul ăla, ca joc, Pancu era peste Mutu, peste Adi Mutu. În fiecare joc la Rapid dădea gol, aproape în fiecare joc. În jocul cu Steaua, care nu e FCSB, era Steaua cu Pițurcă ca antrenor. Deci a dat două goluri, cam câștigat cu 3-0. A dat două goluri, Pancu, unul din lovitură liberă și unul cu capul. Și Pancu, Țiriac a vorbit cu Copos, s-a dus să-l ducă pe Pancu în Austria. Ce să facă în Austria? Eu l-am chemat pe doctor, că am fost la meci cu Marian Rada, l-am chemat pe doctor, am chemat masiorii, la ora 1 noaptea eram la Pro Rapid să vedem care e situația lui Pancu, ce putem să facem să-l avem foarte repede la echipă și la echipa națională, bineînțeles. Când m-am sculat a doua zi dimineața, n-am dormit toată noaptea, m-am sculat, m-am dus la teren unde e Pancu, nimeni nu știa unde e Pancu. Îl sun pe Copos și face, păi sunt în Austria cu Țiriac. L-am luat pe Pancu și am plecat. Păi cum să faci așa ceva, mă, Copos? Și mi-a spus doctorul, dintr-o chestie de asta mică, i-a făcut cu un egiptean, nu știu ce, că a venit Pancu zgâriat pe gambă, pe tot, și mi-a stat Pancu 6 etape. Deci jucătorul cel mai bun la acea oră, jucătorul care înscria, era golgheter, avea 16 goluri marcate, mi-a dispărut din peisaj, dintr-o dată. Care stătea probabil 7 zile. Doctorul Marian, care e un doctor Marian Dumitru, bun, da. da, Marian Dumitru, mi-a zis, ne-avi un 7 zile, îl făceam bine. Aveți măsuri dure pe care le luați împotriva jucătorilor gen Malagian, care dădea inclusiv jucătorii jos din autocar sau... Nu. Nu mi s-a întâmplat așa ceva. Însă, vă spun o poveste cu Osman Endoie, care iar a fost feblețea mea. Un jucător extraordinar, dar care nu prea plăcea lui antrenamentele fizice, cu toate că el alerga foarte mult și avea disponibilități foarte mari fizice. Organismul îi permitea să alerge foarte mult. Dar toată echipa trebuia să facă pregătire. A fost plecat, nu știu ce, la echipa națională a lor, că juca în echipa Senegalului. A venit înapoi, că e obosit, că nu știu ce, că nu face antrenamentul. Marțea era antrenamentul de pregătire fizică. Cristi Dulca și Dorin Zotin, care erau antrenorii secunzi, și am zis lui Osman, Osman, dacă vrei să te mai antrenezi cu mine, faci antrenamentul de dimineață. Păi cum să-l fac singur? Da. Uite, acum e 9. La 9:30 vin antrenorii secunzi amândoi la teren și faci antrenamentul. Păi cu cine să-l fac? Singur. Tot antrenamentul te chinui și îl faci singur.
Și m-am dus și eu, bineînțeles, că nu puteam să stau și să las pe Osman singur. I-am dus și a făcut Osman tot antrenamentul. Tot. Zotinca a stat cu Dulca lângă el și a spus tot antrenamentul care l-am făcut noi de dimineață, îl faci. Iar pentru toți ceilalți jucători a fost poate o lecție. Poate. Că alta nu s-a mai întâmplat. Ca jucătorii să încerce să dribleze vreun antrenament. Acum nu știu cum sunt. Percepția a fost că a fost un antrenor foarte dur. Nu știu dacă am fost dur. Cu voi am fost dur? Nu. Presa nu, da. Mai ales ca pregătire fizică aveți imaginea unui antrenor foarte dur. Pentru că am fost convins din totdeauna, de când am ajuns în divizia, că nu suntem pregătiți din punct de vedere fizic, nu avem putere, nu avem putere musculară. Nu putem să câștigăm duelurile directe. La sărituri, la cap, suntem deficitari. Și așa am fost, în perioada aia. De ce? Pentru că nu cred că ne-am pregătit foarte bine. Nu cred că ne-am pregătit foarte bine. Și îmi iau exemplu Interul. Când am făcut Interul, de jucători care s-au pregătit și nu erau jucători foarte, foarte buni, dar erau jucători care în lotul lor, vă dau un exemplu, Jurcă și cu Laurențiu. Jurcă care a jucat la Steaua și la Argeș și Laurențiu care a jucat la FC Olt și la Steaua. Deci pe vremea aia la Steaua în curte, când intra un jucător, scria pe el fotbalist, altfel nu intra. Deci altfel nu intra, să fii sigur, nu intra orice jucător dacă nu scria fotbalist pe el. Da, și ăstea sunt, deci jucătorii ăștia mie, venind din divizia, și Mihai Zamfir, care a fost la Argeșul, fundașul. Da. Mihai. Deci jucătorii ăștia maturi îmi câștigau duelurile directe. Deci asta a fost un imbol pentru Zotincă, pentru Bucur Bogdan, care avea 18 ani, pentru Radu Niculescu, care avea 16 ani, pentru Zotincă, care avea 18 ani. Deci jucătorii ăștia care câștigau și le spuneam tot timpul, jucătorii ăștia nu trebuie să vă câștige duelurile directe vouă. Deci trebuie să participați la joc.